Paris, mai știi cum e, mai... Da, mai primesc o bere, măi. Nu eram acolo, am pe filmare. Sunt una la o parte... Eu întotdeauna am spus și o să recunosc, eu sunt, știi cum e, cum spun americanii, blessed, binecuvântat, că reușesc să sunt cu băieții ăștia. Deci din punctul meu de vedere, e unul din primii 5 de la noi și unul din primii din... Asta e punctul meu. Poate e stâmpit, poate greșesc. Eu așa zic. Cătălin, la fel, e un basist excepțional, care are un bagaj extraordinar de jazz și de toate, tot felul, deci experiență extraordinară și în genul ăsta de cântări este nevoie de libertatea de a lua din bagaj în secunda respectivă, de a lua din bagaj ce e și îl pui acolo, da, să-l ai. Și asta e de fapt, știi că... Radio m-a ajutat foarte mult acolo. Ascult radio, nu știu rău, să rezolvă pe tare. Cea mai bună muză care să te pună pe treabă. Am înțeles. Ce simțiți voi să mai ziceți și poate îl prindem și pe al treilea să auzim și de la el ceva? Am să spun ce a zis Marcus Miller când a făcut formula cu Clapton. La un moment dat a Marcus... Doamne ferește că eu vreau să vă mai aud ce ai făcut. La un moment dat Marcus Miller, marele basist, a cântat cu Miles Davis și, mă rog, eu sunt mare fan, a făcut o formulă care se chema Legends. Cu Clapton, cu Sanborn, îl știi? Da. Ai văzut pe zi? Cu Steve Gadd pe tobe. Și la un moment dat este întrebat, apropo de ce ne-ai întrebat acum, mai devreme, zice, și acum ce părere aveți despre viitor, despre organizatorii care trebuie să afle de proiectul ăsta dumneavoastră? Și el a spus așa, și asta spun și eu acum, luați-ne acum că suntem ieftini. Wow, Legend, cu Eric Clapton, nu știu, și ce ați spune celor care se ocupă de festival? Luați-ne acum că suntem ieftini. Da, eu vreau să revin totuși un pic pe partea de emoție. Sunt directă, că învăț și eu acum, știi, ok, revista ce află și aia, dar am și o carieră de urmat. Ați pornit în direcția asta, mai ales dumneavoastră, fără să vreți George. Fără să vrei să ieși din casă. Ți-a fost forțată mâna. Că cam același lucru l-am pățit și eu. Care a fost momentul în care v-ați îndrăgostit cu scena? Când s-a făcut conexiunea? Când a fost click-ul ăla? Că bănuiesc că inițial a rupt un pic inspirația, fiind forțat să ieși pe scenă. Întâlnim-o cu Andrie și... l-am rugat, zic, hai să vii și îți ascult discurile, sunt fan, știi cum e lumea, știi? Zic, dacă ai 5 minute de când și eu la chitară, zic, te iau cu mașina și te duc înapoi, zic, hai să-mi dai și mie un sfat. Zic, da, și a fost deschis. Wow, acum mai rar să dai. Am discutat de muzici, de instrumente, ce bă, dar tu știi cam, atunci ne întâlnesc. Știi mult așa de instrumente, de muzică. Probabil de asta a fost că eu să vedeam asupra ce face nebună asta. În fine, și a venit lucru pentru care îi mulțumesc și lui și bunului Dumnezeu că s-a întâmplat. Și m-am pus chitară așa, am cântat după vreun sfert de oră, el nu zicea nimic. Zic, bă, hai că l-am plictisit pe omul ăsta, zic, ajunge, gata. Și am pus chitară, jos, gata. Și el, după 10 secunde de liniște, că era o liniște aia nefirească, știi? Zice, ok, peste 2 săptămâni avem un concert la Bani. Wow! Era lansarea discului, s-a votat codul penal al lui Vali Sterian. Și era Vali Sterian care, în concertul ăla, bătut la tobe, cu noi, că dată n-am plăcuțat, nu era să ordinea. Andrie și eu, și ăla a fost prima cântare. După care am continuat cu Andrie și discuri și cântare. Cum a fost starea, cum a fost emoția acolo, primul pas pe scenă? N-am să uit toată viața. Mi-am luat în mod special o pălărie, uite, atât de mare. Ca
care era logica să ascundă fața. Da, 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 era, să nu vezi era publicul. Era un zid, știi, și am pus o poș și așa a fost toată cântarea. Doar wow, caut eu aici. Jur, știi cum era? Da, mă, mă, că ai... Și toată cântarea așa am făcut. Cap în jos. Nu m-am uitat o secundă la public. O grămadă de lume, îți dai seama, Andrieș, Valisterian, public. Na. Eu eram... Wow, ce caut eu aici, frate? Și de atunci, na, datorită lui, trebuie să recunosc. Deci datorită lui m-am îndrăgostit de, de relația asta cu... Da, ai avut vreun moment în care să simți că e peste puterile tale să înaintezi? Asta din cauza că vine viața cu problemele ei tăvălug, wow, și în ciuda dragostei pentru muzică, la un moment dat îți vine să-ți bași picioarele, să ești gata, mă fac strungar, multe, mă duc. Am avut multe de-asta și... Fac altele. Dau un sfat, mai ales puștilor care se ocupă de chestia asta, chitariști, începe să... Da, le place când se mântează. Sunt puști și au picioare și au bun. Dacă nu crezi 100%, mai bine la 100%, pentru că eu am ezitat și am zis, bă, ce să fac eu cu muzica asta? Și am pierdut jumate din viață făcând tot felul de alte joburi, lucruri de care îmi pare. Deci regretul în clipa asta e de timpul pierdut. All-in, dar mi-era foarte greu să fii all-in într-un loc în care de-abia ieși din comunism și tu vrei să fii Jim Hendrix și să ai... Adică să funcționeze. Trebuie să-și înțelegi. Știi, adică era greu, știi? Și am zis, lasă-mă, trebuie să ai un job, trebuie să câștigi o pâine. Ăsta de regret, pentru că jumătate de viață l-am pierdut. Nu. Să înțeleg că tu n-ai urmat calea asta. Nu, eu am început cu fanfara. Ah, la... Serios? Ai fost cadru armat, să înțeleg. Nu? Școala generală. Ah. Nu. Dar nu s-a dezvoltat. Am ajuns să cântăm baruri. Da, noapte, mă rog, perioada respectivă. Cătălin! Plecat, așa, e interviu. Da, știu, să rămâna și-mi pare. Nici o problemă. Ok, am avut norocul să cânt cu o grămadă de oameni, ok, sigur în oamenii. Și după aceea, ce să spună... Nu, cel mai mare. Am venit cu George, mai plecat împreună și cu colegii mei. Și după aceea, ca să pot... puncta, exact ce vrei să fii mai devreme, trebuie să mă apuc și de evenimente, faze de genul, pentru că am o familie, toți avem o familie, suntem o familie și cumva trebuie să ne ajute. Nu e foarte, cum să spun eu, foarte limpede. Însă dorința întotdeauna. E o seară și frumoasă, simplu, nu? Asta vreau să spun. Da. Profesore, domnule profesor, avem mai aici, mă rog. Dar de-aia zbor, îmi place ceea ce fac. Fac de la, cum să zic, 10 ani. Fac lucrurile. Deci a fost o chestie din copilărie. A fost o chestie din copilărie. Din copilărie, da. Toate, cam m-am atacat tot ce se putea ataca. Mă rog, rumbe lente, nu spumanele, balde. Singură, poți să fii altfel. Am înțeles. Lasă în filmarea asta sau o taie? Taie. Nu, te rog, lasă. Nu, nu ne rog. Aveți ceva în zonă, cântăm ceva? O maneluță. Cântăm ceva bani, ce trebuie. Mergem aici pe bulevard, punem o șapcă jos. Cam da, să știi că cu șapca jos. Știu. Mai să râzi, aici nu poți în țară cu șapca jos, știi? Știu, lor le-am explicat. Da, trebuie autorizație. Nu-ți dau autorizație. Nu e Austria, da, nu e Austria. Că nu ești în cap, știi? Da, da, da. Nu, la aia le dă. În cazul meu, uite ce... Acum, ce le-am zis lor înainte să veniți dumneavoastră, vreau, nu e interviu de la standard, că și eu sunt artist, sunt sculptor în metal. Vreau o chestie de la artist la artist. Vreau partea de emoție, vreau ce v-a dus în direcția asta. Păi, pe mine m-ai găsit cu asta. Fără emoție. Bun, atunci vreau logica din spate. Ce calcule matematice au dus că e eficient să cântați? Nu, niciun calcul. Nu e eficient să cântați. E doar plăcut. E ca la tine. Deci e o emoție. Deci e o emoție. Da, trebuie să uite ce, trebuie să-ți urmezi talent, de fapt. Adică dacă ai un talent, înseamnă că ți l-a dat Dumnezeu. Știi? Păi da, nu toată lumea îl descoperă. Dacă îl descoperi, e păcat să nu-l urmezi, pentru că nu toți oamenii au talentul ăla. De fapt, asta e explicația, știi, logica, așa, dacă e să iei, de ce facem artă? Că nu putem altfel. Poți altfel, nu. Dar ce... Vezi, a fost ca la el o chestie încă din copilărie sau e ceva ce s-a întâmplat pe parcurs? Tu auzit o doamnă care se numea Maria Cernovodeanu? Da. Eu am făcut cu dumneai ei, nu cu metoda, cu femeia care mă ținea aici.
Deci ai înțeles ideea. Păi la deja vorbim cu high class, adică... Deci, mă rog. Eu sunt profesor la conservator. Sunt, ca să zic, deci, așa, conferențial universitar. Mine, la... Sunt colegul lui Mircea Tiberian. Am înțeles. Așa, dar nu asta contează. Deci ideea este că acolo am ajuns, că s-a întâmplat să ajung la un moment dat. Dar cânt ca și el de foarte mult timp. Adică, de fapt, cred că prima dată am cântat într-o trupă pe la 13 ani sau 14 ani. Și de atunci mi-a plăcut să fac treaba asta. Adică mi-am dat seama că e o chemare. Și dacă ai chemarea asta, e păcat să nu o faci. Adică, știi ce se întâmplă? De exemplu, ca să cânți, îți trebuie ureche muzicală. Nu toți au. De exemplu, poți să ajungi, Doamne ferește, nu vreau să jignesc pe nimeni, poți să ajungi un foarte bun avocat fără ureche muzicală. Dar nu poți să ajungi un muzician fără... Bine, în ziua de azi cântăresc mai ajuns și mulțumită calculatorului. Da, e adevărat, dar nu rezistă. Adică, bine, nu rezistă. Până la urmă, ce înseamnă chestia asta? Unii, să zicem, ar face bani rapid și mulți bani, deși la noi în țară nu se întâmplă așa. Nu cântăreții fac bani, ci cei din spate. Dar hai să zicem că în străinătate compunea unul una Paloma Blanca și trăia toată familia după aia și nepoții. Da, da, da. Că vindea nu știu cât. Adică, dar aici nu e așa. Adică aici... Păi în tinerețe, na. Da, toți arată bine. Toți. Da, nu scapă unul. Ce pot să spun? George e un chitarist absolut deosebit. Adică noi cântăm în formula asta, cred că de vreo 17 ani am făcut. Cam așa. Cam de 7, da. Deci el este economistul grupului. Cât avem, cred că 20. Eram înainte de George, am avut și alte proiecte. Da, ne știm, da. Deci e deja o viață, că 20 de ani e o viață. Da, exact. Pe vremea lui Alexandru Macedon, la 29 de ani cu cerei, toată lumea cunoscută, adică, și după aia mureai, da. adică a trăit mult ăla, știi? Da, da, da. A trăit, nu știu cât, 32 de ani. Da, da, da. Adică... Și... Mă rog, da. Pe noi ne vaccinează, mă rog. Da, da, mă rog, nu intrăm în astea, nu intrăm. Vrem să supraviețuiască revista asta. Da, da, da. Pe noi nu ne vaccinează. Da, aia o tai. Se închide, da. Problema e că nu fac editarea video, știi? Aha, sper să uite cu atenție. Da. E bine, nu așa. Contează, că noi de fapt glumim, știi? Adică facem un fel de haz de necaci. Dar în tot cazul spun că e bine să cânti. Adică dacă ai, e bine să faci cultură dacă simți că ai chemare. Nu poți să stai fără să faci, știi? Uite, închipuiesc că îți dă unul oricâți bani. Deci să nu mai pui mâna pe... Poți să-mi dea oricâți bani și să-mi zic că să fac o lucrare care nu-mi place și n-am să o fac. Ai văzut? Deci clar. Vezi, înțelegi acum, adică tu probabil că înțelegi foarte clar chestia. Da, 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 păi dacă nu înțelegeam, fapt, aveam bani. Pur și simplu ne place să cântăm împreună. Ai văzut, e așa ca un dialog. Am văzut, am văzut. Și ne simțim foarte bine împreună când cântăm. Și atunci, ăsta e motivul principal pentru care ne-ai văzut în seara asta și poate ne mai vezi și altă. Eu sper să vă mai tot văd. Adică, și am reușit să construim ceva împreună. Știi că ăsta e un lucru pe care l-am construit noi în timp, așa, știi? Și se vede cumva. Să știi că noi nu repetăm niciodată. Deci, uite, asta s-a văzut, s-a simțit că e... Deci nu, cred, deci noi nu repetăm niciodată, dar... Păi și eu sunt aici, eu n-aveam ce să caut aici și eu te mă ziarist. Și n-am repetat nimic, n-am. Bine, nu repetăm, nu că suntem psihologi, dar chestia pe care o facem e foarte creativă. E naturală. Dacă să ajungi la treaba asta, să știi că este un mare bagaj în spate. Deci nu poate oricine să facă treaba. Da, mi s-a explicat... Ce s-a luat pentru... Știi? Mă rog, și pe legătura între voi trei, exact cum zicea, că dacă n-ar exista asta... Cum din sârmă, din sârmă de șase, un fier beton, fața, cum crezi că ai putea să...